Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia berbec. Să vedem împreună predispozițiile săptămânii 2-8 octombrie. Pentru dumneavoastră puteți urmări de asemenea și pentru scuzați-mă, și pentru persoanele voastre dragi, sănătate și toate cele bune și vouă. La unele zodii am strănutat, deși le-am făcut în continuu. La unele zodii am strănutat. Probabil că schimbarea aceasta de la timpul cald la timpul rece vă dă bătăi de cap, dragii mei. Nu uitați să luați probiotice într-un mod natural, prin alimente sau efectiv prin pastile. Am pregătit mai multe pachete de oracol și de tarot. Am oracolul Moonology, am tarotul iubirii, am de asemenea oracolul indian și cărțile obișnuite, din care, bineînțeles, că vom afla planurile iubirii, profesiei, banilor, sănătății. Vom prinde de asemenea, să spun, energiile de luni până duminică, din săptămâna 2-8 octombrie. Sper să vă folosească, dragii mei, și să vă bucurați de această etalare. Haideți să mergem. Cu ce să începem? Mergem înainte cu iubirea, dragi doamne și domni din berbec. Să vedem din trei cărți care sunt energiile dumneavoastră, ale persoanei dragi și a relației, a alchimiei dintre voi. În primul rând, văd că voi aveți o aventură benefică transformatoare, ceea ce mă duce cu gândul la ideea aceasta că sunteți centrați pe voi, pe ceea ce vă doriți voi. Probabil că aveți un timp personal necesar și o parte din voi s-ar putea să vă bucurați de o solitudine. Da, e foarte interesantă această atitudine. Să vedem persoana dragă. Succesul benefic în mod divin integrat. Și persoana aceasta se centrează pe sine, cea cu care ești într-o relație sau cu care vei intra într-o relație. Și să știți că voi, având această centrare pe fiecare dintre voi, pe sine însuși, cred că aveți o relație echilibrată și că aduceți în relația voastră o atmosferă frumoasă și plăcută. Hai să vedem. Să vedem care este alchimia relației dintre voi. Păi, eu văd o fericire profundă de plină, da? Într-un fel sau altul, să știți, dragostea bate la ușa voastră și vă găsește pe amândoi frumoși și fericiți, ceea ce chiar vă doresc, dragi berbeci. Mergem în continuare să vedem de luni până duminică ce ne povestesc aceste cărți din oracolul indian. Pentru ziua de luni, 2 octombrie, dragi berbeci, avem multă creativitate pe care o folosiți la serviciu, o folosiți în activitățile artistice, în general în estetica voastră, de a vă îmbunătăți locul în care locuiți, sau efectiv vorbim despre o imaginație care vă ajută, poate scrieți, poate creați o muzică. Foarte frumoasă carte, este un mod plăcut de a începe săptămâna. Marți va fi în 3 octombrie și văd multă senzualitate. Fie că aveți 22 de ani sau la ora 22, se manifestă această senzualitate cuceritoare, că sunteți doamne sau că sunteți domni, sau vă gândiți la partenerele voastre, dragi domni, care sunt astfel senzuale. Este o dragoste foarte pasională marți pentru berbeci. Miercuri va fi în 4 octombrie și văd o preocupare pentru longevitate. Longevitatea voastră printr-un stil de viață sănătos, longevitatea relației prin a aduce valoare relației voastre și momente deosebite alături de cei dragi. Văd dorința voastră de a vă conecta cu natura, de a îmbunătăți natura, poate de a îngriji plantele, grădina. Mergeți pe calm, mergeți pe natural, da? Și e interesantă, interesantă carte. Ora 3 să fie importantă. Marți era 22, deci ora 4 sau ora 22. Luni aveați ora 5 sau numărul 5. Bun, mergem la ziua de joi, 5 octombrie, și văd pacea.
Aveți cărți bune, dragi berbeci, poate între orele 2 și 7, sau aveți 27 de ani sau 72 de ani, sau vorbim despre ora 9, despre ora 14, care vă aduc pace, vă aduc rezolvarea unor chestiuni, aveți pace în suflet. Vineri, ce frumos! Vineri este 6 octombrie și poate mergeți la un concert sau mergeți să ascultați muzică sau vă puneți muzica acasă. Mergeți într-un restaurant unde se cântă. Aveți vârstele de 32 sau 23 de ani. Vorbim de orele 5, ora 6, care sunt importante pentru voi, dragii mei. Hai să vedem în continuare. Sâmbătă, preocuparea pentru căsătoria voastră va fi în 7 octombrie și poate chiar veți cunoaște o persoană care să fie un material bun de căsătorie. Poate veți face sau veți primi cereri în căsătorie, dar văd într-adevăr că vă preocupă să vă înțelegeți bine cu persoana dragă, să fiți alături de el sau de ea. Iată și cartea iubirii pe data de 8 octombrie. Veți vorbi despre iubire și veți vorbi despre ce s-a întâmplat sâmbătă. Poate mergeți la o nuntă, mergeți la o petrecere, poate este nunta voastră, dragi berbeci. Este multă iubire pentru oameni, pentru ceea ce faceți voi. În viața voastră este loc pentru iertare și pentru iubire chiar necondiționată. Foarte frumos! Hai să vedem la nivelul oracolului care este mesajul pentru dragile doamne și dragii domni din berbec. Văd în primul rând aici să vă răcoriți emoțiile și avem un berbec foarte înfocat sau foarte aprig sau foarte hotărât sau... E bine să vă temperați un pic emoțiile, să le acceptați, să le identificați, să le înțelegeți și să le integrați oarecum, să vă răcoriți, să vorbiți despre emoțiile voastre, să vi le exprimați în fața persoanei dragi. Voi s-ar putea să iubiți în secret sau voi s-ar putea să aveți o supărare în secret. Dați voie acestor sentimente să iasă la suprafață. Sau este ceva ce s-a întâmplat în martie-aprilie și revine în atenția voastră. O situație, o persoană pe care ați întâlnit-o atunci, da, sfârșitul lui martie, sfârșitul lui aprilie, cam așa, perioada aceea de o lună. Important este să vă răcoriți aceste emoții. Și haideți să vedem și cărțile obișnuite ce ne spun. Vom lua planurile relațional, profesional, financiar și de sănătate, sufletesc. Sau voi puteți considera cele patru etalări, cazurile care vă interesează și pentru care doriți răspunsuri. Puteți de asemenea să alocați fiecare etalări planul, chestiunea sau subiectul de interes pentru voi. Începem, dragii mei, cu planul relațional sau primul dintre aspectele de interes și hai să vedem ce avem așa. Tot îmi vine să strănut, iertați-mă, îmi vine să strănut. Nu știu dacă voi, v-am zis, dacă se manifestă răceala pentru unii dintre dumneavoastră sau să aveți grijă să nu răciți. Bucuria mică, atracția fizică intensă, da, se manifestă. De asemenea, e o persoană aici, blondus și atenă, doamnă sau domn, cu ochii căprui sau deschiși la culoare, ori din rac, scorpion, pești. Mai văd de asemenea o bucurie mare pe care o puteți avea și o bucurie în casă. Ce poate fi mai frumos? Atracție, bucurie, bucurie din partea partenerului, familiei, prietenilor, care alungă o supărare. Supărarea asta se duce, deci au loc împăcări, au loc rezolvări de situații de orice fel. Surpriza în iubire este un drum de zi prin care rezolvați anumite dificultăți. Foarte bine aspectat. Deci, bucuria are act de cojoc, cum se spune, dragi berbeci. Haideți să vedem la nivelul serviciului care sunt predispozițiile și văd în primul rând o veste bună. Vestea bună vine fie de la o autoritate, un angajator, un șef, fie de la o persoană șatenă cu ochii căprui sau care face parte din zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. S-ar putea să aveți o relație de suflet pereche cu Tauri, Fecioare, Capricorn. Poate lucrați împreună sau este o idilă, dragii mei, la serviciu.
Sau, dacă nu sunt Taur, Fecioare, Capricorn, sunt Șartene cu ochii căprui. Și văd în destinul vostru să-i întâlniți, să lucrați cu ei. Nu trebuie neapărat să formați un cuplu, ați putea să fiți suflete pereche care lucrează foarte bine, care au interacțiuni foarte bune pe planul profesional. Și mai văd fie o firmă, o colaborare, o ofertă de muncă, o instituție de stat, o bancă sau o persoană doamnă, care are ochii verzi sau albaștri, cu care colaborați excelent, sau care este din zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Surpriza pe plan profesional vine de la o instituție importantă, e un loc de muncă. E un suflet pereche din nou, pe care voi berbeci îl puteți forma. Uite că era doamna, parcă era doamna din gemeni, balanță, vărsător în profesie. Deci, cuplurile formate din berbeci și gemeni, balanță, vărsător, să știți, la serviciu pot să aibă idile sau colaborări ca suflete gemene. Foarte, foarte bine aspectate sunteți voi. Și ce altă persoană? Gemeni, nu, gemeni, balanță, vărsător și Taur, Fecioară, Capricorn. Da. Haideți să vedem. Surpriza, dacă n-am aflat-o, cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, care se gândește la voi, doamnă, domn. Planul financiar, dragii mei, are în primul rând aici poate o persoană brunetă care vă oferă bani, are ochii negri sau căprui, ori este din berbec leu săgetător. Este un bărbat matur. Mai văd o doamnă, iar suflete pereche, pe care berbecii le pot forma cu berbec leu săgetător. Pe planul financiar, vă ajutați cu bani, cheltuiți sau primiți bani de la persoanele voastre dragi. Mai văd iubirea, veți cheltui pentru iubire, pentru a vă declara dragostea. Din nou, o doamnă din berbec leu săgetător, vin banii, poate, de la persoane brunete cu ochii negri sau căprui și un drum de noapte, peste noapte, de cazare sau o întâlnire la sfințit prin care primiți acești bani. Haideți să vedem în continuare surpriza, o hotărâre care se va lua în săptămâna 2-8 octombrie în curând pentru berbeci și persoanele lor dragi. Hai să vedem sănătatea. În primul rând văd acest popă de inimă roșie care poate fi un bărbat matur din rac scorpion pești sau care este blonduț șaten cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Poate să fie un medic, un specialist, un consultant, pentru că aici văd doamnă sau domn, medici la fel, instituții de stat, clinici la care mergeți, analize foarte bune. Eu văd de asemenea persoane cu ochii verzi sau albaștri sau din zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Și văd un dar de bani sau văd un cadou pe care îl primiți și starea voastră de sănătate se îmbunătățește. Mai văd de asemenea persoane din rac scorpion pești alături de voi. Pot fi prietene, rude importante, pot fi persoane blonduțe cu ochii căprui sau deschiși la culoare și vorbe bune, vorbe de împăcare, promovări care vă ajută. Deci, dragi berbeci, aveți o săptămână deosebită. Sper din tot sufletul să vă bucurați de niște zile frumoase, cu sănătate și cu toate cele bune. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Pa, pa! Să aveți grijă de voi!